Ziua Internațională Anticorupție a fost sărbătorită și la nivelul județului Suceava. Serviciul Județean Anticorupție a marcat aceste zile prin derularea unei activități preventive cu elevii școlii militare de subofițeri jandarmi Petru Rareș-Fălticeni și a unei activități pentru promovarea integrității cu cetățenii care au tranzitat aeroportul Ștefan cel Mare. La data de 9 decembrie, întreaga lume sărbătorește Ziua Internațională Anticorupție. Evenimentul a fost inițiat prin Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003. România a semnat convenția la data de 9 decembrie 2003 în Mexic și a ratificat-o prin legea numărul 365 din 15 septembrie 2004. Data de 9 decembrie a fost stabilită ca Ziua Internațională Anticorupție, începând cu anul 2006. Prin rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, prin care adunarea a adoptat Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției. Ziua de 9 decembrie marchează promovarea principiilor etice, legalitatea, integritatea, responsabilitatea și transparența asupra propriilor acțiuni în afacerile publice și private. Potrivit Forului Internațional, Ziua Internațională Anticorupție ne reamintește în fiecare an problematica prevenirii și combaterii corupției, fiind astfel o dovadă a faptului că se conștientizează gradul ridicat de amenințare reprezentat de corupție la nivel internațional. De la înființare și până în prezent, Direcția Generală Anticorupție, în colaborare cu celelalte instituții de aplicare a legii, s-a îngrenat într-un proces constant de prevenire și combatere a corupției, proces ce trebuie continuat prin eforturi constante la care trebuie să-și aducă contribuția atât instituțiile statului cât și cetățenii, în sensul de a lua atitudine și de a sesiza de fiecare dată când iau cunoștință despre implicarea unui funcționar public în fapte de corupție. Cu ocazia aniversării acestei zile, Direcția Generală Anticorupție se prezintă ca o instituție ce continuă să acționeze cu fermitate în domeniul prevenirii și combaterii corupției, în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, dar și a celorlalte categorii de funcționari publici. Cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție își reafirmă intoleranța față de faptele de corupție și încurajează un comportament corect care să corespundă motoului instituțional integritatea pentru credibilitate. Serviciul Județean Anticorupție Suceava a marcat acest eveniment prin desfășurarea unei activități preventive cu elevii școlii militare de subofițeri de jandarmi Petru Rareș-Fălticeni și a unei activități pentru promovarea integrității cu cetățenii care au tranzitat aeroportul internațional Ștefan cel Mare Suceava. Acțiunea a avut ca scop promovarea și dezvoltarea unui comportament integru în rândul personalului MEA, dar și al cetățenilor prin cunoașterea consecințelor faptelor de corupție și a modalităților de semnalare a acestora prin prisma atitudinii civice ce trebuie adoptată. Pentru asimilarea și promovarea acestor atitudini au fost distribuite și materiale cu informații de interes.